policonferința de presă pentru lansarea doctorului Cârstoiu spre primăria capitalei a înregistrat deja o mare victorie. Măciolacu a reușit să-i pună juvățul reptilei Gâfirea. În afara bucureștenilor care au ușuit-o în 2020, Măciolacu este primul care izbutește asta. Redutabilul L. Dragnea și-a rupt colții în solzii ei. Din pușcărie a lăsat cu limbă de moarte ca Gâfirea să fie candidatul la prezidențiale al PSD. Acum, Măciolacu nici la primărie n-a lăsat. E primul motiv care a dus la inventarea lui Cârstoiu pe ultima sută. Dar a contat și gradul real de incompatibilitate dintre alegătorii PSD și PNL, că șefii se înțeleg de minune. Că Cârstoiu s-a prezentat destul de bine la prima înfățișare. Vorbește închegat, cu țintă, are cuvinte, arată ca un om care știe ce vrea. Dacă și poate, rămâne de văzut. Ce nu mi-a plăcut este râsul de unul singur în exces și pusul mâinii drăgăstos pe ciucă, pe negoiță, până la Ciolacu n-a ajuns. Și datul repetat aprobator din cap, în vreme ce jurnaliștii nu apucaseră să formuleze întrebarea. Paralela cu cancerul lui personal, de care a reușit să se vindece, ca argument că va vindeca și Bucureștiul canceros, mi s-a părut de prost gust, dar poate să prindă la public. De asemenea, este evident ce a zis înfocat Ciolacu. Domnul Cârstoiu are mult mai largi posibilități de exprimare și comunicare cu personalități de nivel înalt, românești și europene. Pupiedone vorbește pe înțelesul bucureștenilor, cu educație precară, vocabular și mai precar, vulgaritate, egoism grosolan. Mizează pe troglodiții, escrocii și proștii capitalei, cei care cred că dacă Piedone a mâncat costiță și ceapă spartă cu podul palmei la televizor, o să le dea și lor mâncare de pomană. Întreba retoric Măciolacu, cu cine va veni Piedone la primărie? Simplu, cu cine a venit și la sectoarele 4 și 5, adică familia lui extinsă, în cap cu fiul, pretenari, băieți deștepți, interlopi s-a dea. La capitolul ăsta cred că bate și clanul Firea Pandele. Candidatul Cârstoiu, în afară de a se face cunoscut în timp scurt, mai are niște probleme. Atât Firea cât și Burdujea, șefii lui de campanie, umilință maximă pentru Firea, care a stat pe scaun ridicată în coadă cu o față de priveghi. N-au interesul ca domn doctor să câștige, ca ei să poată reclama după înfrângere. Vedeți? Nu ne-ați vrut pe noi. Mai e și Antena 3. Acum că Firea a ieșit din joc, televiziunea lui Voiculescu se concentrează pe susținerea lui Piedone. N-au ambiție dacă nu-i aranjează și un interviu la CNN în emisiunea Animals of the World. Că Cârstoiu poate spera cel mult la o atitudine neutră față de persoana sa, dar sunt probabile și atacuri spontane ale propagandăilor a trei și manipulări agresive prin ce scrie pe ecran. Oricum, vom vedea în urma acestor alegeri dacă Bucureștiul merită numele de Tâmpitopole, cum l-a botezat nașul său, Caragiale.